Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bine cunoscută publicație pandurul.ro întreabă: ce se întâmplă dacă speli părul cu bere? Ha? Și ce? Vă rog să răspundeți ce am avut cu săraca băutură. Exact. Da. Este un articol lung despre ce se întâmplă dacă îți speli părul cu bere. Auzi, dacă mă spăl cu bere brună, scap de firele albe? Vezi? Pe care le-am? Da. Hmm? Berea, scrie publicația, poate avea și o serie de alte beneficii pentru sănătate și frumusețe. Ia. Acest alte m-a dat pe spate, știi? Deci, știm cu toții care sunt beneficiile berii, dar în mod surprinzător mai are și altele pentru sănătate și frumusețe, cum ar fi îmbunătățirea calității pielii și a părului. Asta că pielea se întinde dacă bei multă bere, am remarcat și eu. Corect. Practic scap de vergeturi. De pe burtică nu mai e nicio problemă. Berea este un tratament binefăcător pentru păr, care a fost folosit încă din cele mai vechi timpuri. Această băutură are o mulțime de nutrienți, cum ar fi vitamine și proteine, care ajută la hidratarea părului. Dar de ce să ne hidratăm prin păr? Da, chiar așa. Mai bine ne hidratăm prin berea și atunci hidratarea mi se pare mai eficientă. Da, prin gât. Da. Mai mult decât atât, continuă publicația, pandurul nuanțează, berea nuanțează părul și îi conferă o strălucire majoră. Hmm. Mai ales berea de la Cernobâl. Cred că dacă bei berea de la Cernobâl, obții o strălucire semnificativă. Un alt beneficiu al berii este că lasă părul neted, de aceea este des utilizat pentru definirea părului creț. Hmm. Deci dacă ai părul creț, îți torni o sticlă de bere și se face plouat cu bere. Dacă dorești să ai, Luca, bucle frumoase și bine definite, clătește părul cel puțin o dată pe săptămână cu bere. Prin seama, ori cu... lins, ori cu bucle. Acum... depinde. Da. De câte ori folosești. Okay. Da. Asta este... Deci, dacă vrei să fii buclat și tu... Pui eram când eram mic. Bere. Asta vreau să spun, dar eu propun, în primul rând, că nu se zice nimic de berea fără alcool. Cred că asta ar putea fi folosită la orice, în afară de băut, mă scuzați. Și mai e aia cu lămâie. Aia Radler. Nu știu cum îi spune, dar mi se pare că ar trebui declarată ilegală. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.